Mulțumit de rezultatele echipei de fotbal Comerțul Roiești, primarul Gheorghe Drăghici își dorește să recreeze sportivilor din comună cele mai bune condiții. Lucrările la stadion vor fi realizate cu fonduri din bugetul local. M-am interesat pentru teren de fotbal să le facem o tribună și adun și la date după materiale, vedem cât mă costă să facem la stadionul care îl avem, la cea care e bine întreținut. Am un consiliu ăsta meu personal, e tare, îmi place foarte mult sportul și mereu mă ține scurt, hai să facem așa, să facem așa. Și am fost, am depistat, am luat prețurile, vedem cum o facem, pe ce ne bazăm și aș vrea că în toamna asta să fac o tribună măcar de vreo 60-70 de locuri, 80. Echipa de fotbal e nouă înființată, dar merge binișor. E foarte bine, tineretul numai din comună sunt fotbaliștii noștri și să știți că se și adună mulți oameni. Bă, chiar am rămas surprins, sunt oameni, vin mașini, cât de 50-60 de mașini, până la urma urmei acest să mai întâlnesc oameni. Și mă gândeam tot, eu fac la calcule mereu, să le fac niște vestiare cu dușuri, cu băi. Și tot acolo unde am vrut eu acum 15 ani să fac aceste dușuri și, ziceți, cabine pentru fotbaliști, aș vrea să fac și o terasă, să vină o firmă oarecare, să fie cu suc, cu înghețată, în cavara, cu, ziceți, pentru copii, chiar și cu un sandwich, că nu e nicio supărare dacă vin acolo, să le asigur și un spațiu să-și aducă frigider sau rada frigorifică să aibă acolo, ca în zilele când sunt meciuri, în zilele când sunt avem festivități pe acolo, să aibă, să fie chioșcu acolo aproape de ei, să nu mai plece după apă minerală sau după apă plată pentru fotbalești la magazine, să aibă acolo. Cine se ocupa de spațiul ăsta, bănuiesc că se îngrijește să aibă la dispoziție. Vede ce să cere. Imediat, dacă e cald, te-ai înghețat de la copii. Că vin, oamenii vin cu copii, sunt mai multe, e lucru. Se delectează oamenii, mai vorbesc, mai discută, mai văd ceva. Se mai întâlnesc oameni, cu echipe, vin oameni din și din comunele de unde vin echipe de fotbal și discută. Sunt lucruri care sunt lucruri omenești și sunt binevenite. Aceste lucrări vor fi efectuate din bugetul local, la da. Cele de la tribună. Numai din bugetul local. De-aia fac la calcule să fac cam la ce sumă credeți că s-ar ridica? Păi că acum am prețurile. Eu am făcut ieri și alaltă, ne-am stat acasă și mi-am făcut un deviz, așa cam câte materiale intră. Și acum, până venind asta, am luat prețurile la materiale și să îmi fac niște calcule. Oricum, se duce la peste 200 de lei vechi. 20.000 de lei. Nu e o sumă imensă, dar nici prea mică, pentru că noi